Призвітла Григорополь, Григорольський район, ла воєнкомат, де колонія, тут ла колосуш, ню гатит, ню направлит ла Ленинградський фронт. І чам? Патру за шпатру. Колонія тут не під трос, ню прикат, там приніт присяга коло, шит, ню направлит ла Ленинградський фронт. Колон луптат, там підата де до Удзершинщ. До 27 ianuarie anului 45 și din 45 am eliberat orașul Lenin și ne-am încărcat și ne-am dus în Polșa. Și acolo am luat parte la eliberarea Cracovului, Pitscului, Polșa, la granița Cehoslovaciei, am fost arestat. Am stat în spital, în Polșa, am stat peste 2 luni și 12. Și duminică, 45, duminică, a fost naliot la Gostal, noaptea și au ucis acolo răniți, unde eram noi în Gostalul acela. Doctori, deiesea, sestriți au ucis. Noi noaptea ne-au încărcat și ne-au adus în Rusia. Și am stat iar 3 luni zile în Gostal, în Jetomir, Vinnitska Europa. Ne-am îndreptat. Подать по проекту Костилюш, сейчас у боец оказывали лиц. Ну, не так касса. Еще путь дому лухом колхозом. Еще путь сам крат шофер, под время, кстати, завхоз, завгар. А если у Ромаш мотать на Ленинград на фронт, что нам не делал скосу сколько, что пиво рушать тот. Да, ну, поезда. А тот мир, то есть вторая мировая война у вас, первая у вас. 14-й год, да, а у вас 45-й год. 41-й, 45-й. Аста, а ты-то народ со потокец, а ты-то, ну, каком еще льнанте развой, каком, Деникин, Петлюра, Колчак, Наполеон, а если же в карьере, и если же каша как футболу, да, если у вас по моменту бим прежу, колени требуются все именти, где у вас паринцы, вот, еще раз, еще не бой, раз, так, так. Аста, ж ну спать, аста, тата Европа, o luptat, o prăpădit nerod. Toată Europa, nu numai Sovietski Sius. Toată Europa și Italia, este toate, Anglia, Franța, acolo, toate au avut putere, mult nerod. Așa că asta nu se poate de uitat. Asta nu, n-am fost la nuntă, undeva, oriceva. Înainte, dacă era, ca cum spui, Dinichi, Petiura, Călceag, apoi împăratul, apoi zvârle cu mașug era. Și dacă au ucide pe cel împărat, toată arma se duce după dâns. Dar am o nică, Hitler s-a făcut 4 bunkeri, dar nu e ieșit nică. Gheorghevskaya lenta. Asta Gheorghev este o luptat și el ca polcovodit și tot mai înainte. No man târgul Chișinău, faielea nefa, Крещ о флоренки полте у еленоцефа. Кумаш фаще сорупьев, фа еленефа. Кумаш фаще сорупьев, еленоцефа. Сопоїн раків собі, єліноцефа. Сопоїн раків собі, єліноцефа. Синтряки дідоротев, па єлянефа. Сентряке дідорол тев, Іліноцефа. Ну я на школе, на професор, на мвецатор, я дорезк мулк санатачі, що успіх на мвецатор, самвеця на мапінуата, де нову ж дзечі, що сидей акцентлі, акцентлі тоті, аша кум, пінуата, нову ж підзечі. Ну яка не вецам, ап, ну й дам, хорошо ж пігот лічно. Що ж я родили? Numai noi puțin ne-au luat părinții la Finlandia la front, nu ne-am putut învăța. Și ne-au luat pe noi la front și nu ne-am putut învăța. Nu ne-am putut. Dar la pravitelstvă, la Raispolcom,
Le doresc mult sănătate și успех în lucrul dumneavoastră, că e lucru greu, lucrul ăsta e, doresc mult sănătate. Noi, toți când am venit la război, până n-am sărbătat-o, Doamne, asta sărbătoare nu. Iată când nu era de lucru, era de lucru și n-aveai cum. E lucru, noi zi și noapte lucram. Atunci trebuie de ridicat, ridicat că nu era și mânca, foame, nevoie. Dar și-a început pe urmă, și-a început 2-3 ani și-a început câte o leacă a sărbătoriei, sărbătoarea asta. День Победы. Да, это не требует депутат. Это много сынчей собрасат. Много. Но мало ясно Кишинев, а по Кишиневская группировка 29 августа, а по 22 дни кулатом плен. 35 дни учишь немцы, румыны. А по это, ну мало ураж, а по лаву ураж. Ну, тут лаплоешь. Eu, în anul 44, la 17 mai m-am luat în armată. E frontul ăla aici, la Toșeva. Deci ne-au luat și ne-au dus ne... Voincomat, polivoi voincomat m-am luat. Nu m-am luat de aici la sat, dar m-am luat de pe deal. Ne-au dus în Colosul, acolo ne-au învățat o lună jumătate. Și apoi eu m-am îmbolnăzit după aceea, m-am îmbolnăzit de tif. M-au dus în Zahărevcă, dar am luat fruntul Scăreion la Ucraina. Și în 6 luni de zile m-a îndreptat și m-a dus înapoi iar în Zăpăsnoi. Aici au venit acupatele, când au venit de la Caucaz, armea asta, strămăvaia armă Caucazul, citit Caucazul și au venit la Moldova. La Moldova nu a încercat și eu într-o așa armă, într-o așa armă. Și am trecut pe la Tășlic, pe la Șarpeni, pe Glie. Am trecut, ne-a dus la Chișinău. De la Chișinău am șes 4 zile și înapoi, ne-a întors înapoi arma asta. Noastră am venit iar la Ucraina, la Zatiș. Ne-a încărcat și ne-a dus în Polșa. La un târg Horvolin, și am alt umini. Acolo, la Horvolin, era un râu Vâsla, de un kilometru jumătate de lat. Acolo șes nemții, când ne-am dus noi, 8 luni zile și desă. S-a mai șes noi încă 3 luni jumătate. Asta a fost pe data 23 ianuarie. A fost năstupление, ne-am năstupit la nemții. Și au bătut nemții, așa mai mult oruși au avut, au bătut până când au mântit oruși și au fugit 240 km, mă la granița lor. Nu trebuie să duc la granița lor, dar satul e pământul Polșii. 50 km până la granița lor era. De acolo, noi ne-am eu pe mine, de acolo, când e la graniță, m-am luat la ștab. Это штаб, ну, что я не знаю, гнем, мы отрывали это напой, мы гостевали, какой гостев судит, какой вот айтату фузия душла в Сибирь, и он, я распонс тот, что не спустил, и он, стат, а не он, он фуз судит в Сибирь, но у него дусы, но он фуз середнящий, кондинировал, не богатый, не Așa era vremea înainte asta, în 34-33, îi duce pe oameni, zice, lua din Dorotcaia. Am uvesc că duc cu băieții, duc dobrovolnă, duc pe bani, dar atunci nu pe bani, dar îi lua gosudarstva pe oameni în hală. Îi vea că mătai avea predicai, avea o vacă, vă 10 oi, la oile, vaca, căruță, caie și îi dăm covoț, dar pe tână, pe hazeană, așa-l și e. Pe noi, tata Anevna, ieșe de vai un trăiește sâdăr bătioane, că voi știți un trăiește sâdăr, eu acolo trăiem. Apoi măhală cu noi, acolo era unul bătioane tot, familia noastră, Mihail, și avea 5 fiori. Și el a luat și a dus la Sibir. Unul era de-o seamă cu mine, dar celălalt mai mare, unul mai mitel, celălalt era 25-i god.
Am uicnă unii de la Sibirie, în mult după bătălii, doi cei mai mici erau ușiși, reușit la front, dar trei au venit acasă, era însurat de acolo de la Sibirie și au venit aici și au nu au vrut să trăiască în Dorăscaia, dar s-au dus la Poșin și au trăit. S-au petrecut toți. Am mult pe mine că m-au luat de aici de... și m-au dus la Chisneu, eu am venit la când am luat înapoi aici la Frunzuca, la Frunzuca aici ne-au încărcat, ne simțea primit. Simțea primit, ne-au încărcat și ne-au dus acolo, într-o pădure. Au băgat ne și trei luni jumătate ne-au învățat. Tot acum aperi, protivnic. După aceea eu m-am luat la ștab. La ștab, și era acum eu la ștab, parcă nu am făcut nică. Dar eu acum, nici acolo de la, de la Chemer, în Sibir, băieți era la ștab. Și ei au scris raport că vor la fără dobrovolni. Da, ești, care vor dobrovolni, ce zic, dar noi ce-am găsit alții. Și venit la, la ștabul nostru acolo și m-a luat în mine, m-a luat doi băieți de acolo și m-a dus la ștab. La ștab acolo, și am fost două zile, ne-au ținut, m-a întrebat tatăl bunului, a fost studit, nu a fost studit, avem șorba, ea în Basarabia, că era granită la net. Acolo în Basarabia, era Basarabia de Românii, ține, dar noi în partea asta eram. Eu i-am născut, tata, eu nu am avut. Au avut frate, surori, au avut, dar nu s-au măritat în Basarabia, s-au măritat aici, în satul nostru. Aici zice, unul și de un capitan și un polcovnic și de a asculta, eu spuneam să sper, dar capitanul acela ne-am prins de el acela, zice, și aici mi-a prins, un haroșe zi, păi de o zi. Și aici, așa am luat și adău, dar și ne-a străit, ne-a dus la cuhnă, ne-a hrănit, țara aceea, în ziua aceea, dimineața iar ne-a hrănit. Mâncare mai bun era cât aici, în colțul, la și ne-am banat la 12 ceasuri, iar ne-au hrănit la un ceas. Țara ne spune, scoate, iar ne stroiesc, nu cu la linieică. Acolo era cum școlări, știi, cum crucul așa, mirul. Și aici a venit un popolcovnic și el, capitan, și ne-a început a spune că așa, așa, n-am voi să budi, slujiți cu noi, să l-am loc. Mai și diavolul, cum se spune, ai ne duc la sclad și ne dă la tot, mândirvanii au schimbat mândirvanii zară. Ne-au dat haine nouă, tot, la clasa, ne-au schimbat păpucii, salvari, cameșa, tot, ne-au dat bani. Aici, acolo ne-am dus în noi, ne-am pus la stabă, acolo era comandir. Era comandirul nostru, am dat un comandir, era starșul leitenant, Cernen cu familia. Și tu minte, Gin, dar când în școli au chemat, tatăl n-au tu minte. Aici a început noi așa, spuneam, țara ajunge și ne duce la post. Nu de ca la primire aici, în casă e asta, cer 4-5 ofițeri, toată vremea frag de la Păidovaie, trimit la Moscova. Și asta într-o seară, 4-6 de vreme și gen, la strajă. Și m-am întâlnit într-o zi, am eu să zic, am vă două săptămâni, m-am întâlnit cu unul, cu Gherlac, Mihail, mort el. Asta, părcare, mai degrabă. A venit el la stat, a venit din, de la front și a fost rănit în mâna dreaptă aici, mă spulea, nu, din nou mărți patronul, și am mândrit stângă, dar au mărți în dreaptă. El ne spune, zice, măi, eu știam tot, am, dacă am vă două săptămâni, am luat tot târgul și ăla, știam unde trăiesc, unde ne-am ieși presilni punct ăsta, și eu dus la presilni punct, eu îi spui, măi, eu mâine voi veni la tine, eu știu unde. El zice, hai, vine. M-a dus, dar el la obiect m-a mâncat, m-a întrebat de înățeanicul în el, dar el zice, du-te, dar zice, ia-ți povească, leagă-ți mâna, zice, du-te, și nu te întreba nimeni sau. Îndaia mi-a legat o mână, mi-a pus povească la mână și m-a dus la dânsă. M-a dus la dânsă, nu-mi trebuie, numai din el mă vede, el ședea așa la o
гарда, вот, вчера он байрак факут песку, немцы, вот такого, вот, лагерь, русский лагерь, вот это не перуш немцы. Сидяса я ела гард, я мог воды фаде мэндел, винила гард, мэр лавуши, калавуши, так я не ясен дай друм около, вот, а тут я нот дай друм. И тоже сейчас вырос лавуши, писал лавку, писал лавку. Эй, уже села гору. Я не так долго пасть, какие-то грани рыба, борсовый, но и тем сыропнег, у него водовый тереть крупы, сапу вынято. Да, всего грани заисело, сыропнег здесь не гранит мне. На пиной магазине с магазине, да я мука нам так отделась. Это сей райначальник, то есть в грани магазине, да, я пожалуй, не фост. Ну, рок он чекал. Я было, я мен трекут, Германия, город Франкфурт на Майне. Ну, а папе Берлине рабо, патру за чем такому. Ты до ночи на эту Минску. А что такого позже моему колонии сделали? Я колонию, вот тут город Франкфурт, помню, за чем ты на этим гонтал Берлин. Я колонка, на том же баталья, я около себя там фото. Штаб, дело штабное. А еще сейчас я в пенсом ты баталия, что ты баталия, то начальник у нас это не отделение, но от станции. Кое я раз станции. Ну что станции? А станция кого не дать, он салон пасы за диваган. А есть там все ты боец, индусы Марусия. Ой, Букурошная, а не индусы Марусия, да. К нам там Русия, они там Минск. Сибаган сидели на там Минск нам. И но не серьезно, но чему на пое, как Германия, да я нам, а еще я ра, и по уху. Здесь я, ну, вот здесь, сам баб, грин, 100 тысяч, здесь, вот, во учеты, да, здесь, в аду, город Бобруск, для кого есть крепость, для кого есть запасной полк, для кого уровня, ну, требы есть. Хорошо, я могу, что нам запасной полк, Беларусь, я говорю, там, служить там август, сентябрь, ноябрь, месяц. Ну вот, то-то что, командировка. У меня тут старший лейтенант, и ради лётница. Вот три боежанька, съел куда-то, хоть и три. Ну, тут мы средняя, там Матауну, Матадову, там, где Матадову, и ра, свинья, фабрика военная. Там каркат три вагоня, где командирование. Там сейчас три зыли пить, путь. Почан каркат, дай друг, да, кого нам лейтенанту и сами карьерку носит, значит, он тот вот села начальник станции, нет, да не, приняли не Шинцендука, да я на средний ад, где Алмата двое, да кого, ну он каркат, ну принц мне, но тут Алкемия, он Сибирь. Он сейчас три зыли путь ярла Сибирь, а кого я расшел заиграл, тут и фрик, и я не шведцили 50, но не грит мне. Фрик. Для кого упорнитера? Не унитера, а Минск. Где Минск, я рад, а не скаркат. Нам они висели на склад. Ну, мы раз кати тюкут. Шли, а так я служба. Бобруск, город. А кого крепости? Ну, три зили, ламинск. И царям пивагон, что получить гриз. Мандусы нам санитарным планом, я говорю, не раз брать нос, рискую. Я здесь, бачу, это души, мы не кидут мила пса. Значит, хватит, я столько операций. Ну, я факт операции, тут по целую неделю болит. Почему кто-то операции, но минус, ну, все пранде, куре. Ману пасху зашедшую, а в апрель месяц я Друмака в больнице. Пасху зашедшую, что мы на фронту, а мной пасху зашедшую, мать в этом кумван, севай, чтобы меня Друмака. Он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек.
Minimum luat mobilizat în partea spate. În Polția și în Vastoșne, plus în Germania. La doilea Beloruschi front. Înțelegi? Pe data de 22 februarie m-a rănit. Stai pe front, acolo... V-a rănit? Da. Aici. De atunci nu văd potiță. Mi-a spus așa că nu... S-a scos să ia contipul și nu-i să vezi. Așa că o să tot tip să... Nu vreau scos. În Galinstein, în Germania. Doi de beloruschi front, umblă Marea Baltică, Vastoșni Prus. Și acolo, am ajuns acolo și am dat în mart. Ne-a dat în pierul beloruschi front. La prădere pe Berlin. Și mine pe data de 15 mart m-a cantușit și n-am ajuns să bine. Da, în ce an v-ați întors înapoi? În partea 6. Când am ajuns la Marea Baltică, atunci eu decorat și pe urmă tot pentru așa, cum luptai, cum se. Были версты, обгорелые в пыли. Есть, Арману, да, Каникука, Бережанка, а по ее гуляка, Дунеша, а по те, не скоро. Я мадонит скоро, спою у меня пост, к нему был бы дат, на пост аспаку сырыни, я уж до праса лезла около, к нему не читал, праса ну я ра, что, буду сказать, că s-am tăit război la 9 mai, am venit noata Adamaș, apoi, apoi, cu e prieteni. Așa, vezi, niște era de oameni și care era liniți. M-a dus acasă, mama sa, l-a dreptat, hermanul. Și am dorit, vezi, și la război și ne-a căsătorit, mă, doamnă, și el era cu plătesă, a fost cu plătesă, și care... La picior? La picior, da, și... Și capetele, n-am știut că pe mine a luat, n-am știut că el are protese astea. Știu că spune că o luat de acasă și o dus la Susleni, așa? Cum era pe atunci Brenia. Comisariatul militar. Da. Și noi eram atunci raionul Susleni, așa-i, Oxentia? Da, da. Așa, și de acolo o dus la Chișinău. Da. Și de la Chișinău le-a dus în Cavcaz. Da. Și de acolo a început el lupta. Da. El a luptat din paza 1 până în decembrie, da. Paza 4, până când a fost rănit și a stat da. În hospital. Da. Unde e zis că a stat da. În hospital el? Apoi, în Polonia, ziceai, nu? Și noi am dat să căl, eram idei că ne-au evacuat, ne-au dus la Jeleboc, la chiar ne-au dus. Unde v-au dus? La Jeleboc. Jeleboc? La chiatră. La chiatră. Și am avut... comandă de moarte i-am îngropat, când n-am mai găsit și în sob am pus pâine, n-am mers, nici pâine nu mai era, hei, s-o trecut. Mi-am mers nici pe somn, nici n-avem și nici culcat. Apoi, a cui comandă de moarte, dacă erai tânăr atunci? Păi eram fată. Apoi? Și ce fel de te gândeai de-am de atunci, te gândeai de moarte orși? Da, păi, tu ține-i gânești și-a în casa, știi, mai aternuci. A, aternuturile? Și păi, că n-am nici ca că ne-a fetine, n-avem... Cine culca? Doamne ferici! Doamne ferici! Dar Dumnezeu înșet! V-a dat de toate? Da, chiar nu dat de toate. Apoi, dacă am trăit noi vreun om, dacă ne-am luat în 45, apoi am caschită ne-am trăit. Am trăit noi 70 fără unul, la 80 de ani am trăit noi amândoi. Ținem lui Dumnezeu și cât foame am tras. Nu ce ține duce? Când ne ducem, trusa cu calul, cu... Am jucat o fac și o boșnă cu carul la Jeleboc. Apoi botezii n-am mai spus drum. Când mergem, păi în urma noastră snereadă-le. Ca când ne prăjie de urmă. Așa, la Silița, în pădure, așa acolo. Dar vine urma noastră, vine urma noastră. Și un mut, pe mut îi bombăneam, mut să fie pe drum mort. Ne-am dus la Jeleboc, frate, tatea la Jeleboc. Într-o deal acolo, Salmanul a murit. Avea acolo, când am ajuns toamna, și-a făcut meriga de poșoiculeazul.
Apoi ne-am pus în preliul la masă și la mărie așa. În genunchi nu știu cum să mâncăm mărie, să apucăm din mărie așa, mărie curată. Atâta de casă, foame și-am tras. Этот день мы приближали, как могли. Этот день. Я пошла Роману, я спросил, не так же сейчас буду он видит, что у вас хорошо. Мы с ним 46 дой мандус. Да, че ан пац он торс? 46 тонн. Шин че ураш во? Я ураш не дуся не Петровский. Шан де колонию дуся фронта шест пан. Во луну. Două luni, cât și până nu dus la foc. Și în 46 când v-ați întors? Când acasă, se rețe, era foame. Nu avea un copil, că era măsurat. O mai fost cineva cu matale atunci când ai plecat la... Mai fost din sat? Smos toți, nu. Toți au murit, da? Dar cam câți ați plecat? Ne, mai mult ne-am dus noi, că au luat și tine și bătrâni. Noi am fost în Petrov, dar de acolo, din sat, am dus cu patru oameni. Așa i-ați morți. Unul da, mai bătrân era, dar doi era de seamă cu mine. Și când am ieșit din spital, nu m-am dus înapoi acolo, dar m-am dus alt. Parte. Și nu m-am mai întâlnit cu dânsul. Era moldovenesc, păcheșul veșninte, la polițeniată era 8 domni. Toți întrebam, dar noi zicem, ea nici n-ai parost. Pâine, da, mâncarea era slabă. Pâine, da, 400 de grame de pâine în sutcă. Castronul îți dau cu ciorul, cum ți-l mai dai până... Trebuie să îmi cu barca până găsăi o cărțoafor, o fasolă, ceva. Greu. Deci când... Așezi vreo două, o lună, jumătate, nu știu cum, a baronice, în tranșei. Și Niculeu Neu, ofițării, luați seama cât de gravă smuntă e război, băina cu corul conce băina. Am ieșit din tranșei, dar mai... Ne-am mers așa într-un oraș acolo, ne-o grămădit și... Venea concert, tot o prins, a ridicat bonetele sus, a lins burlii. Победы, пороха, брапа. 28, кандидатура, а врет мой голос у амени. Что тут врет? А рамас на мое сингур. Рестовался, но не видел. А что сваш? Даем матем, к ной ной мури. Asta mâna e deschisă la frontă. E deschisă. Ochii mi l-au luat la... Au venit o femeie din Iunea și din ea, nu știu. Păi să-ți luăm un ochi care vrei. Zic, luați-o dacă vă trebuie, luați-o. Și-o luat pisa. Aici e roșu, vezi că e roșu. Dar de văzut nu văd nicio dânsă. Dar el nu mai vede știți. Restul mă văd nic. Numai cu ăsta cu ochii văd. Și ne-a spus că... Femeia și-a ne-a spus că... Cu ochii vieți gine. Mâna asta este scaltă, că aici m-a pușcat în deștul ăsta. M-a pușcat cu mărgândă pe stradă, așa. Mărgea mai mulți oameni. Când m-a holit, m-a holit treptă așa în rețea asta. Și am venit odată vreo 20, vreo 40 de oameni au fost. Și dintre cei 40 de oameni nu au rămas niciunul, tot urmărit. Numai eu singur am rămas. În 44 și în 48 mi-au dat drumul. Eu am rămas. Când am intrat în Berlina, pe era podul. Și în podul și alea, când intră unul, apoi el ușidea. Unul, doi, eu ușidea. Așa era la dânsul. Și apoi m-am venit din niște generali. Și-a făcut de covorul. Mai mulți nu sunt puși și nu tragă niciunul. Dacă nu casați acolo, păi erau împușcați mulți. Păi pe urmă și apoi făcut Berlin, la Berlin a făcut zid mare, un zid mare. Eu toți am rămas eu. Când am uitat acasă, am venit eu și
Nu erau vagoane de Sfântamoaia, care Sfântamoaia au pulpere de Sfântamoaia, erau vagoane ieșite. Și apoi intră și la Iosuitene și noi am fost unul din doi. Unul a fost din Ustia, dar unul a fost din Malavata. Și ușii deschis tot, deschis și de cred că erau deșite, era deșite. Când i-a dat drum acasă, a venit acasă, i-a mutat și de la masă. Pe noi ne-a luat la război, că avem 18 ani. Deodată s-a pus noi polc și a intrat la front. A doilea ucrainske, tretii ucrainske, asta направление la Berlin, la Одер. Aia s-a Новоспор, de unde s-a pus noi polc, care am ticat în Belorusia. Iarna, frig. Frig, acolo am mers подготовка, și în 45, luna lui februarie am ne-au stroit și ne-au dat la linia frontului de mor. Încă o săptămână am stat, am ticat, eu avem 7 clasă și 7 clasă mă număram că sunt om cu carte. Și am stat la niodată eu radist gaubișnei polc, unde au trecut o două săptămâni și dacă разведка cu радиостанция, măcar că era moldovan, da, ne-a dat радиостанция ca să duc legătură cu artileria. Noi înainte, dar rugile de urmă și am fost rănit în picior, că pișe o scolcă, un trap, pe aici ea, că de-amor nu se precună, că te ai o ieșit. Aici, piciorul. Da, piciorul s-a negrit. E că aici au intrat o scolcă de la mine, care bătea nemții, și au ieșit, e că pișe ea. Eu n-am simțit. Că nu mai simțești, când s-au umplut mâinii ca puțin, zice, au prins acolo picea țințele, atunci eu am ticat jos. Am ticat jos și poate și m-am spăriet, mă, și dacă eram din nou spre și asta mai zice, nici copil, nici cu cei bătrâni și... Dar nu m-am dus la tovarășenii care era cu mine acolo, ei cu mine, cu bine. Și așa am dus-o până la Berlin. Pe la Одер, la Cehoslovacia, Vengria, Austria și a trecut și am ajuns la Reichstagul a nemților unde în centru și Jucul, Marshal Sovietul Soiuză, dacă s-a auzit pe voastră de Jucul, el așa a zis, care a rămas vii, la ei, ar să vii vreme la toți, la toți, vădem pe o mașină. Și nici azi n-au mai dat de mașină. Poate când voi ori da, budă dată, țara nu poate să te iete. Păi după aceea, în Berlin, dar nemții nu vreau să dăie
în Praga, acolo era tankovoje divizija lo Gutermann nemetski komando. Dacă s-a auzit de lacul Balaton, încă era gheață, era gheață și sara am primit prikaz cu mașinile, ca și ei nu se dal, și se teme snovie înspre Berlin, când am ajuns în Braga, au dat, dădeau de o împușcată de arughii, nu numai noi, dar și alte grupe de armate. Și nemții, o parte s-au unecat în Balatonul și la tot cu tancuri și s-au terminat războiul. Asta pe data de 8 martie. După aceea, pobeda, biruință și încă am slujit mai în scurt 6 ani de zile. Și eu am venit acasă în anul 1950. Unii 1950 am venit la părinți, de la mama și la tată. Asta e istoria, o câteva cuvinte despre cum și ce am făcut. Am venit, pe mine au văzut că eu sunt un om bun. Mi-a dat zau bibliotecă, mi-a poruncit că nu era însă. După și secretari комсомольской организации. După аста у фост алезеря сельский совет, совет. Да. Вот и пимели маолес прешединти. Прешединти советовый сатес, он дем лукрат патруаны зили. Și după aceea, pe mine m-au înaintat la întărirea cu cadre cu o parte acolo, cum așa. Și mi-a dat fermă de vite mari cornute. Și am lucrat șeful fermei 32 de ani. Am lucrat la... Era o fermă rămasă, o fermă care oameni nu vine la lucru, era gri. Și în 32 de ani, ferma a ajuns la 500 de vaci, dar era, am primit-o cu 99. Da, au crescut până la 600 de oameni. Era o fermă înaintașă. O fermă înaintașă. Znabea, multe, de toate daturi, dar nu știu ce fac. Eu vă spui adevărul care era atâtul. Și după aceea, a fost fermă încolo de departe, deci 12 km. Și ani s-au mutat aici în sat. Și cât așa am dus viața după armată. 32 și 4, 36. La o 37 de ani după armată încă am muncit împreună cu toți oamenii satului. Unde am stat, după aceea m-au ales și președintele
a veteranilor. Unde am stat încă 20 de ani. Și ani sau să o adaus, am trecut la pensie. A venit dacă în 50 a venit acasă, în 51 ne-am căsătorit. M-a omajit Sofie Nicolaevna. Ba la joc, ba acolo și eu am stat bărbat ei. Și avem că trăim împreună din 51 peste 60 de ani. 64 de ani, mulți înainte. Da. Nu ne-am bătut niciodată. Poate știi câteodată mai... Când unul și altul, când altul. Da. Avem 8 nepoți și 7 strănepoți. Avem și la Izmail, și la Italia, și la Chișinău. S-au născut 3 fete, un băiat, una e aici în sat, mai vie la Chișinău, Vale la Izmail, Colea aici în sat. Ne-au luat atunci, mă, drept în Moscova ne-au dus, mă, nu numai eu, dar mai mulți oameni, mai mulți băieți din 26, au stat bolnavi de sub noi tip. Așa era atunci o bolă, nimeni mai văzut. O parte au murit în Harkov, dar eu am ajuns în Moscova și când m-am trezit, eram în ospital. Nu vedeam nici soare, nici nouri. Rămnesă de mine numai chelea, chelea și oasele. Și după precazul Iosif Vissarionovich Stalin, din 26, le-a dat drumul acasă, încăs și eu. Și am venit din Moscova, le-a dat drumul acasă, dar eu am zis, ei, unde mă duc eu, dacă eu nu știu unde de Moscova viu acasă. Dar era atunci o rânduială. Ne-au dat o medsestră ca să mă petreacă până acasă. E că de Moscova, nu mă credeți, dar ăsta a venit și până în Kotovsk numai. Ea a zis că, da, Kotovsk, știți unde e asta? Ucraina. A zis, ne-a dat, dar mai se duce singur acasă. Era un fel de armă, armată care prinde pe hoți, pe hoți, pe talhari, pe bandit. Dar de eu mergem singură cu șenelul, în șenel și m-au oprit pe mine și m-au luat. Și m-au usit în mașină și de mașină mi-au dus într-o poiată, unde aproape de sară. Sara de mesoară l-a sfințit, ne-a dus, este acolo aproape de Răzdelnea, satul Varvarovca, unde acolo era voincomatul, așa se chema, polevoi voincomat. Înțelegeți ce înseamnă? Da, da. E voincomat care nu avea, da, aici la Coșniță încă merge războiul. Dar eu am venit în otpusc din Moscova, aici în sat. Aici în sat, din satul Șela până acasă, dreajele mele, am venit pe jos. Pe jos, pe jos, pe jos. Și la sfințitul soarelui, eu am fost acasă. În sat nu era nimeni. Toți oamenii, copiii, era duș la apărare. Dar m-a mai apucat o ploaie pe drum, a intrat și eu în casă, ușile deschise, burian pe împrejur, m-am culcat și eu acasă, ne-am așternut șenelii sub mireut, lângă
gură cu teorului și așa am adornit eu, când m-am sculat dimineața, eu nu putem întinde nici mâinile, nici chișoarele. Și am mai stat pe prispă afară și m-am pornit la deal să o caut pe mama. Pe mama care era dusă tocmai la Tograd, dacă știți, în Ucraina, este un sat nu departe de granița Moldovei, încolo, Tograd. Și am găsit-o pe mama, am găsit-o și am mai stat acolo o două săptămâni. De-am eu, ne venim în șiriu leacă și era bolnă și oameni. Și m-am făcut ca un doctor. Mă duceam și chipuierul, care pe pânci, care este ea, și spuneam și așa. Și a venit acasă, împreună cu mama, cu frățiorii, Anton, Varvara. Dar eu acasă, fără părinți. Dumneavoastră, cu toții care sunteți reșiți sănătoși, spăziți țara. Așa încă o soră mai mică. Iaca, este Evra Vasilievi. Aici e Evram Vasilievi. A murit de foame la nemți. În plen la nemți, în Venghria. Să și închei. Unde puneți ceva? Și în 46 a murit mama. Asta e și-a rămas două sorori cu bunica. Și apoi 51 ne-am prietenit acasă și avem familie. După batalie era greu și nu ne-am mai fotografat. Că el zice un cuvânt, dar eu zice. Am cartă unde scriu. Dacă e aici, dacă e scris, scriem, nu vedem cu ochii. Eu am primit operație la doi ochi și am văd. Сединою на висках это раз. Там 44, ну вот, я рамла эвакуации. Внутро, в сад, немцы, в Товград, а же Украина. Сад немцевск. Что кого игра тот сад, эвакуацию уже куда. Где куда не лад, Арбата. Nu luat la țiu minte, acolo sopte Cotovsk, o sat Lubomirovka, așa o iadă, așa o iadă, o iadă. Vlastne au dus la Voskova, acolo, în zapasnoi polk. O, și am intrat acolo ne serem, la război, mă se duc la război. Orice rușine, ori îi mâncau pe cățec și sătul. Cartoafe, dar îi cicau, o, buznari cartoafe, dar nu se mai cica. Că nu ție. Trebuie să le pui acolo în zemleanca și în hojac, acolo. Și le coși, și le păzeri, dacă nu le-ai păzeri, să vedeți altul să le-au luat. Of, of, când ne aduc aminte, mâncam, și dinse care era câte un prapor și câte un ofițer, ofițerii nu pe mânca acolo cumva, de sergeant dinse mai mlații. Apoi, dar îmi da cu rechi și el îngheațată, cartofa și el neagră îngheațată. O da în letru și nu dovedea și el scoale de la masă și îi lua înainte. Înainte îi lua la soldat la prapor și el și mai era sergeant și el. Flământ eram, toți flământ eram. Nu ne mai săturam. Cu reci. Cartofi de cele înghețate, nucă, nucă înghețate. Vă închipuiți, cartofi înghețate, nucă. Și le punea apă și la coară și așa tot. Și le servea așa negre și le băcam. Cu reciul din baseină care cum a cosit combainul,
așa, înghețat os, deci cam la post și la clon era basin așa-i cureți, apoi zgrie, mă, cu două cu gheață, cu măs, și mâncam cureți de acela. Ia cum a fost viața, bă, și negatie de front. De, ne dușeu, era o reciușcă acolo, Moscova, acolo, de letră orașul era, babușcă, nu, prigurul, cum să nu mă arată așa. Ne dușe acolo, spărgem gheața, natielne bilio, grau era 26 de grade, negatie de front, dar noi, одели цедем пчеларе, как у вас и пленишь, как у льду с парец, что уборет мяжел строчечка, дефамуре, дефаме. Шрашау фон вяца, не серебан тату звезды, чем бата на фронт, что ну не тебе. Ай, когда умерла. И все, то так, тот шанчика от его хулая. Грива фон, старый грива фон. Drept, am ajuns, dar mă, am, când ne vine, dar mă ne-au delat, dar mă se întrebat la front, ne-au îmbrăcat bine, americanți, că s-a îmbrăcat minte, încălțat minte, dar mă ne-a bădat pe boțile și era grea, dacă s-au știți și eu boțile, așa o pierde. Dar pe care front te trimis cu matale? Primul belorusului front al Jucov. La Berlin, acolo, pe belorusului ei au liberat Belarusia, Minsku, ei și în Polșa. Primul belorusului front. Aici a fost. În Polșa se oprie aici trenul și era cagator de cartofi. La Polești, în Poșa. Apoi ne ducem că avem în vagoane burjușe. Dar eu plis ca așa mitică de fier. Uh-huh. Și ne-au dat mâncare bună, țină, țșonc, americane, ne-au dat hrană bună. Apoi cartofi, serbim că când eram, nu știu, așa ne pare de bine, sătui. Am ajuns în Germania, 60 km la Berlin. Nu m-aș fi trecut frontul, Asta a fost, cred că, pe data de 18-20 aprilie. Era 60 km la Berlin, era râu Oder, dacă s-a auzit așa râu Oder. Apa așa, strașnic, că mergea repede, albastră. Apoi, soldații ruși, era strâș, nu era. Dar nemții încă știe, care jene, care încă, nu mai știu trecut acolo, să ne vor zic, că dar trecut frontul. Pușile, arugile știe, farmate, unde au fost. Apoi, erau și 50 de metri, arughi la arughi și de farmacie, toate acolo. Dacă 60 km în Berlin, asta a fost mare bătălie, a fost acolo.